Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Tăcere frumoasă a lui Răuță, cu o continuare spre Crețu, care centrează pe scurt. Aproape întotdeauna rezerva lui Iacob. Acest sistem de arbitraj video, surprinzătoare. Gabi Torje, ce fotbalist a fost. Nu știu dacă mai poate ajunge măcar aproape de acel nivel. În 2011. Este o greșeală a lui Torje. Cardozo are viteză, iată-l trecând extraordinar de bine și reușind să înscrie 1-0 UTA. Incredibil. Nimic nu anunța acest gol pe... Greșeala lui Torje. Și nu s-a mai putut face nimic, pentru că Dumitru Cardozo este un fotbalist cu niște calități de excepție. Ultimul gol în deplasare înscris de UTA în 18 februarie. Ultimele patru meciuri jucate de Arădeni în deplasare s-au terminat cu înfrângeri 0-1, dar ce acțiune frumoasă are Cardozo. S-a vorbit chiar de o posibilă recuperare bună a lui Radu, nici verticalizarea nu era. Ivanovski sosește la timp la dublaj Jerico. Nu știu, Ivanovski ce se plânge, că a călcat juca la baraj. Sigur că Dinamo are soluții pe această poziție, pe Morar, de asemenea pe Irobiso. Dacă nu cumva nigerianul va fi și el suspendat la comisie, Mihaiu și de Jonathan Rodriguez. Între timp, șansă pentru Torje, care centrează. N-ajunge Crețu. De frustrare dă cu piciorul în bar atât de tare că se putea accidenta. Moura respinge Balauru. Moment foarte bun. Iese Torje. Intră Andreas Mihaiu. Ce bine începuse Mihaiu de la revenirea la echipă. Părea să fie soluția pentru jucătorul tânăr. Minge spre Bordușanu, Irobiso, gol, 1-1. Dinamo egalează, minutul 84, egalare meritată. Asist de la Mediaș. Foarte bine Bordușanu. Și foarte bună și execuția lui Irobiso. Nu a fost deloc simplu. Aplauze. Atenție, faza nu s-a terminat. Bata! Oh, para! Sprint pentru viteza lui Mihaiu, care șutează alături. Final de meci spectacol, cred, una peste alta un rezultat echitabil. Dinamo, cu 10 puncte obținute în ultimele 4 meciuri din play-out, are toate motivele să privească optimist.